Și iată, după 10 ani de activitate în Republica Moldova, Dumnezeu ne-a deschis ușa și ne-a binecuvântat ca să ajungem în țările vecine cu numele România, Ucraina și Transnistria. Ne-am rugat și noaptea prin mila lui Dumnezeu ne-am pornit la drum spre România. Doamne, ești în deja sunteți curioasă. Credeți-mă că n-am nimic la cuvinte. Aleluia. Și uite cum Dumnezeu. Chiar m-am rugat dimineața. Așa? Doamne, te-ai supărat pe mine. Așa cuvintele este, le-ați spus? Dumnezeu. Vă jur. Dumnezeu de tot că chiar m-am rugat. Păi nu trebuie să juream. Domnul spune că să nu jurați. Doamne. Nici pe pământ că este așternutul picioarelor lui și nici pe cer că este scaunul lui de Domnul. Să nu jurați. Credeți-mă pe cuvânt că chiar am zis că s-a supărat Dumnezeu pe mine. Uneori mă întrebă, zice, ce am făcut așa tare de mine? Nu mai merg înainte de loc. Deci nu aveți ce spuneți pe masă copiilor. Dar vă rog să veniți la viață, vă uitați când vă mergeți. Câți copii aveți? Cinci. Cinci aveți. Și alocație nu primiți? Am doar alocație ca ajutor și complementară. Mi-a tăiat soțul și o certa cu ei de la primărie. El e plecat de 4 ani. Stă pe unde apucă, nu-l mai interesează, îmi lăbiat, stă prin șanțuri. Așa, și dumneavoastră de una singură creșteți? Da, 4 ani zile mă lupt singură. Până acum am mai avut, până luna lui mai, am mai avut ajutor. Complementară, care și acolo erau 900 de lei. Totuși mai mergeai cât de cât, mai m-au făcut din... Mai cumpărat ceva, spuneți, da. Copiilor. Așa că chiar mă gândeam de acolo și până pe 10 luna viitoare, zic, de unde apuc eu, ce fac eu? Încotro apuc eu. Avem un Dumnezeu mare, măreț, minunat, bogat. Așa este. Așa bogat este. În milostenie și îndurător. Așa este, da. Aleluia. Vecinii noștri ne-au primit cu multă căldură și dragoste în suflet și la toate aceste familii am ajuns prin călăuzirea lui Dumnezeu. Fără să-i cunoaștem, fără să ne cunoască, ne-am pornit la drum și Dumnezeu ne-a îndreptat în câteva sate din zona Vaslui. Am găsit 7 familii în prima zi, fiecare era plină de bucurie și uimire că cineva dintr-o țară mai săracă cum ar fi Republica Moldova să vină tocmai de la Chișinău și să le aducă daruri scumpe. Mulțumesc, Dumnezeu, că ați venit și m-ați ajutat. Chiar m-am rugat, am zis că, Doamne, fă o minune dacă pot mă ajuta, că n-am la copilat ceva din mâncare. Noi vă mulțumim frumos că am un bărbat care îs lăsată de 4 ani de zile, nu mă ajută cu nimic, mi-a tăiat complimentar ajutor social și tare greu îmi vine. Și să fac cu 5 milioane alocații pe lună. Dacă complimentarea și ajutorul mi-a lăsat, erau 9 milioane, mai înaintam și eu că erau banii de 2 ori pe lună. Așa. Am rămas cu cât se poate. Noi vă mulțumim frumos, Dumnezeu să vă ajute, Doamne ajută, Doamne. Că nu știu, am rămas aproape mută. Încă există Dumnezeu, chiar am crezut că s-a supărat Dumnezeu pe mine. Dimineața v-ați rugat, da? De dimineață, dacă mă frământam, nu știam, am încercat să-mi împrumut, nu găsam. Na, lumea nu te așteaptă, chiar am și fata mirăcită și am umblat pe un sirop de temperatură și n-am găsit, da, păi. Bani de mâncare. Noi vă mulțumim frumos. Dumnezeu să vă ajute și sănătate multă să vă dea. Ce drum mare am făcut noi, mame, pentru dumneavoastră. Doamne, ferește! De la Chișinău, de la Republica Moldova. Mi-ați spus bucuria în suflet. Vedeți cât de mult iubim noi țara românească. Da, așa-i. Suntem un popor, vorbim o limbă. Așa este. Chiar dacă ne numim moldoveni sau români, până la urmă ne înțelegem, avem o inimă, un Dumnezeu, un Hristos și o dragoste din partea lui Dumnezeu Tatăl. Exact. Noi vrem să vă mai dorim ceva. Vă rog. Tot ce v-am adus astăzi, v-am adus în numele Domnului. Primiți aceste daruri în numele lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos. Și împreună cu darurile acestea, care sunt pentru trup, hrană pentru trup, vă dăruim și cuvântul lui Dumnezeu, care este hrană pentru suflet, hrană pentru omul nostru din lăuntru. Dumnezeu să aibă milă. Dumnezeu vă iubește, mămică. Sigur că da, știu. Dumnezeu astăzi vă vine în ajutor. Am văzut. Dumnezeu întotdeauna vă va veni în ajutor. Păi tocmai că mă organiz, Doamne, fă tu o minune acolo, dacă există, ajută-mă cu ceva. A fost o mare uimire pentru aceste familie, dar și pentru noi a fost o mare minune din partea lui Dumnezeu.
Cu dragoste fierbinte în suflet dorim să mulțumim tuturor prietenilor noștri care tot timpul acesta au fost alături de țara noastră și acum sperăm că vor fi și pentru țara vecinilor. Nădăjduim că vom putea să lărgim câmpul de misiune și să slujim în continuare în țările vecine. Vă mulțumim tuturor care sunteți alături de noi și ne rugăm ca să aveți cele mai frumoase binecuvântări din partea lui Dumnezeu în familiile voastre. Dorim să vă amintim că fiecare donație în numele Domnului este scrisă în Cartea Vieții și Tatăl Ceresc neapărat o să vă răsplătească cu multă grijă ca să nu vă rămână dator. Și noi vă spunem pe curând, scump prieteni! Mulțumesc! Chiar că m-am rugat. Haideți să-L căutăm pe Dumnezeu pentru cerul Lui, pentru împărăția Lui, pentru salvarea sufletului nostru, pentru mântuire, pentru iertare. Așa este. Pentru ca să fim cu El o veșnicie, pentru că suntem trecători pe acest pământ și va veni ziua când vom sta înaintea Celui care ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și Dumnezeu să ne ajute ca căutând împărăția Lui, să știți că Dumnezeu ne va da toate aceste lucruri pe deasupra. Așa este. Domnul este bun și face lucruri bune. Doamne Dumnezeule, Doamne ajută. Slăvit să fie Domnul, ne bucurăm pentru bucuria dumneavoastră, să știți. Și eu mă bucur că v-a adus Dumnezeu. Mă bucur, Doamne ajută. Așa lucrează Dumnezeu, cum noi nici nu ne gândim și nici nu ne așteptăm. Dar lucrează la timpul potrivit și nu întârzie niciodată. Chiar dacă noi ne gândim că oare când, oare cum, Doamne, dar iată că El vine și lucrează atunci când noi nici nu ne gândim și nici nu ne așteptăm. Exact. Dar răspunde la toate nevoile noastre, la toate rugăciunile noastre. N-am cuvinte, credeți-mă că unde ori a rămas mască, Dumnezeu a făcut acolo, a avut El grijă. Slăviți fie Domnul, slăviți fie Domnul, ne bucurăm. Vreți să strigați de bucurie probabil acum. Dar sigur că dacă strig de bucurie, așa este. O să vă audă vecinii și nu o să înțeleagă. Așa e. Dar să le spuneți că a venit frate de la Chișinău, trimiși de Dumnezeu. Da. Doamne ajută. Slăviți fie Domnul. Noi vă lăsăm în brațul Domnului. Doamne ajută. Rugați-vă în continuare. Exact. Și Domnul va lucra într-o chip minunat. Am văzut. Rugați-vă. Mâna puternică a Domnului. Aleluia. Acum zic, Doamne, eu ca eu, dar zic, copchila și ăștia mititei, zic, ăștia nu rezistă. Ăștia nu rezistă, ceri mâncare și uneori nu-mi convenea când știam că n-am de unde să iau. Da? M-a rugat și aș văd că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Aleluia. Slavă ție, Doamne. Mulțumim, Doamne. Fetița ce are la ochișori? Sau e așa ține ochișori închiși? Nu, cred că e sunt. Am răcită și n-am bani de medicamente. Azi să mă ții o rețetă și nu știu de unde să iau bani. Hai să mulțumim Domnului. Da. Știți să mulțumiți Domnului? Vă rugați vreodată așa de mulțumire? M-a rugat al fielul meu. Cum vă rugați? Hai să... Doamne, ai milă, ajută-mă, dacă crezi că poți și ai puterea să-mi dai și mie măcar cât de cât, nu mai mult, cât se poate. Acum Domnul v-a dat, puteți să-i mulțumiți? Da, chiar că-i mulțumesc. Mulțumesc, Doamne, ajută. Amin. Pentru tot ce mi-a adus, oamenii care i-a adus. Dumnezeu și multă sănătate să vă dea. Amin. Vei greu pe suflet. Acum parcă nu, dar până acum eu gust. Nu știți ce să faci, să plângeți sau să râdeți? Da, păi normal, acum m-am liniștit că mai am o perioadă, dar până acum eu gust greu, așa este. Mulțumesc, fraților, că mă ajutați. Este o propoziție care costă mai scump decât un film de la Hollywood. Este o voce care te face să lacrimezi mai adânc decât o melodie a unui artist renumit. Este o carte cu o singură pagină, dar cu un conținut fără sfârșit. Este o pictură vie pe o pânză de aur a unei vieți plină de suferință. Mulțumesc, fraților, că mă ajutați. Este o valoare pentru fiecare om care a întins mâna pentru acești oameni dați de la Dumnezeu pe acest pământ lângă noi. Domnul este bun și milostiv, iubitor, îndurător. Mergeți în casa Domnului, rugați-vă lui Dumnezeu și Domnul își va arăta slavă și puterea în viață și va merge în casa dumneavoastră. La revedere! La revedere! Când mergeți cu Domnul, Dumnezeu îți va veni cu bântia să vă mulțumesc.
Multă pace, pace. Multă pace și la revedere. Să aveți o zi frumoasă. Și dumneavoastră un drum frumos și scurt și ușor să-l aveți. Doamne ajută. Domnul e bun și minunat. Cu Domnul, mame, cu Domnul. Așa este. Never let me go. You'll never let me go. You will never let me go. You never let me go. Următorul clip va fi despre Я хочу поблагодарить людей, которые приехали с Молдавии. Очень прям для меня это было неожиданно, конечно. Спасибо вам большое. У меня сын был беженцем в Молдавии. Были очень довольны, говорят, помогли. Насколько говорили, что в Молдавии там не дают, там всех гоняют. Неправда. Просто я вам очень благодарна, спасибо вам большое. У нас очень сложно с питанием, очень тяжело с продуктами питания именно.